când s-a încins pârjolul foametei în 46, eu abia trecusem de la Costeș la biserica din Cobani, având sub oblăduire câteva sate, Braniște, Costești, Caminca, Butești și Cobani. Și de cât îmi vedea ochii, mi se rupea inima. Cu geamii de bărbat, mergeam prin sat, făcându-mi cruce și plângând, rugându-mă de îndurare. Doamne, băteam într-una mătănii, oare ce grele păcate-s pe lumea asta, de a-i bătut asupra ei atâta nenorocire. Clopotele băteau în dungă, praful stătea negru în văzduh. Oamenii se treceau ca ierbile, se duceau fără număr în lumea celor drepți. Numai la Cobani am îngropat vreo 670 de oameni în câteva luni. Și asta cei cu buletine de deces înregistrați oficial. Dar câți au murit fără să-i mai știe cineva, fără să-i petreacă cu un cuvânt de bine pe ultimul drum? Dar câți s-au pierdut fără știre, câți s-au bejenit? Se întâmpla uneori că mormântam și câte 10 pe zi. Veneam la cimitir cu răposatul pe năsălie, dar groapa mă aflam plină deja. Ce ne rămânea de făcut? Scoteau rudele cadavrele din groapa pregătită? Mă rog, voiau să-l știe pe cel mort după obicei. Pe lângă părinți, între neamuri, îi coboram pe cei proaspăt aduși, iar pentru ceilalți săpam toți câți eram hămesiți și vlăguiți o altă închipuire de groapă. Doamne ferește ce mi-a fost scris să trag. Mă mir cum de-am ajuns la asemenea vârstă, mai că nu prea văd de cât am plâns atunci. Mânca lumea tot ce-i cădea, numai să scape. Leșinați și morți pe toate drumurile. Vrem de greu blestem, de frică și de necaz, de amarul și de înjosirea vieții. Începea lumea să bea doar de a mai uita. Și după ce goliseră poloboacele, de care avea mai tot gospodarul, au început a fierbe basamac din toate spurcăciunile, din galoși, din boz, din temirce. Înnebunise lumea la cap, nu mai era rușine, nici datorie, nimica nimicuță. Se păra frate pe frate, făceau moarte de om, însă cel care ridica toporul, sufletul lui și-l jertfea. Mortul, dacă-i cu sufletul curat, rămâne om în veci de veci, dar călăul gata, nu mai are loc între cei vrednici, nici hodină de zi și de noapte nu mai are. Dar cei cu zile au scăpat prin mila bunului Dumnezeu, îmi amintesc de o sărmană, Anica, prenumele ei, avea o fată și 3 băieți și văd că acum cum stăteau culcați, lihniți de foame și pășteau lobodă. Au scăpat cu toții, dar alții chiar mai cu cheag au murit între pâini, cum se zice, au murit cu bucata în mână. Dumnezeu să-i ierte, mânca o hulpă pe stomacul nedeprins și gata, se zicea cu ei. Mare nedreptate foame de aceea, poporul abia ieșise din război, ajutase și armata cu ce era în puteri, așa că poporul nu trebuia lăsat de izbeliște. Cum de s-a îndurat puterea sovietică să le ia bieților țărani ultimul bob de la gura copiilor? Deci venea să exclame aidoma cronicarului Ion Neculce. Of, 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 săracă țară a Moldovei! Ce nenorocire de stăpâni ca aceștia ai avut! Ce sorți de viață ți-au căzut! Dintre a mea parte, eu nu m-am simțit niciodată vinovat în fața puterii, că făceam tot ce puteam numai să nu le fiu dator cu nimic. Atâta doar că în anii cei de tulbure vreme n-am putut să împlinesc planul la impozitul de ouă la Paște, că venise omul puterii, cel cu pâinea și cuțitul, și mă obliga să-i duc impozitul. Cât? Îl întreb, dar el se uită în pod, nu se gândește mult și spune: 1000 de ouă. De unde să le iau, dacă bieții ienoriași nu găini, dar nici pisici nu mai aveau în bătătură?